Eu sper că au reușit să conecteze și colegii din mass media. Eu vă salut pe toți cu mult respect. Un călduros salut și colegilor din mass media și o mare rugăminte colegilor din mass media. Astăzi noi vom fi elevii și dumneavoastră veți fi învățătorii noștri. Așa că vă rog să ne adresați întrebări și noi o să încercăm să vă răspundem. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, chiar dacă și virtual. Astăzi am duble emoții pozitive, că echipa partidului Puterea Oamenilor se lansează în prima noastră campanie electorală și dacă n-ar fi microfoane de conectate, cred că toți ar chiui. Și emoții mai puțin pozitive, pentru că fix așa un an de zile, toți copiii, toți elevii din Republica Moldova au stat pe online. Și vreau să vă zic că noi am făcut test 2 zile cum e să te conectezi la Zoom. Cineva nu avea acces la internet, cineva nu avea dispozitiv, la cineva era sunetul rău și noi foarte bine înțelegem că așa a fost situația și a copiilor, elevilor din Republica Moldova. Așa că noi astăzi, prin lansarea în campanie electorală pentru alegerile anticipate din 19 iulie, suntem solidari cu toți elevii și copiii din Republica Moldova, părinții și cadrele didactice care un an de zile au făcut lecțiile online. Și vreau să spun un mare mulțumesc tuturor copiilor care au trecut prin toată indiferența autorităților publice, prin toate piedicele și au reușit să învețe și să dorim mult succes copiilor care zilele respective, zilele astea, au examene de bacalaureat. Succes, succes tuturor! Ne referim la cei 333.000 de elevi, la cei 57.000 de studenți și la 43.000 de elevi din învățământul profesional tehnic. Noi astăzi suntem solidari cu ei și suntem solidari cu cei peste 23.000 de elevi care nu au avut dispozitive să se conecteze online și să facă lecții. Noi astăzi suntem alături de ei și lansarea noastră este un tribut tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice. Așa cum suntem noi, Partidul Puterea Oamenilor, echipa noastră, noi nu ne lansăm de la tribune pompoase, nu ne lansăm de undeva din turnul de fielder sau de la arcul de triumf, noi ne lansăm aici, pe Zoom, unde copiii noștri au învățat un an de zile. Noi, ca un startup politic nou, lansat de 2 luni, am reușit în astea 2 luni să creăm o platformă pentru toți oamenii. Oameni simpli, oameni harnici, oameni sinceri și diferiți. Educatori, psihologi, avocați, studenți, medici, iubitori de animale. Și diferența este că noi suntem cei mai buni, fiecare dintre noi, în ceea ce facem. Colegii din presă pot observa cât de diferiți suntem noi. Inga Catlabuga este în spital acum. Cel mai bun medic care îl avem în spital. Cel mai bun medic pediatru. Cristina Danilova, iubitor de animale. Noi avem cea mai frumoasă echipă și eu vă salut pe toți și noi suntem onorați să fim astăzi împreună. Așa cum am zis, noi venim să unim comunități. Noi nu venim să dizbinăm. Noi venim să construim poduri de legătură între toate comunitățile de oameni din Republica Moldova. Noi avem ce spune, noi știm ce trebuie de făcut și prioritatea noastră sunt copiii. Eu cred că a venit vremea ca toți copiii Republicii Moldova să trăiască simțul oportunităților egale pentru toți. Indiferent că e din nord, că e din centru, indiferent că e din oraș sau din sat, indiferent că e vorbitor de limba rusă, română, găgăuză sau bulgară, toți copiii Republicii Moldova trebuie să aibă șanse egale. Și toți copiii Republicii Moldova trebuie să viseze, să devină ceea ce își doresc. Iar noi cu dumneavoastră trebuie să muncim pentru toți copiii Republicii Moldova. Până acum s-a muncit prea puțin pentru copiii țării noastre. Și haideți să ne întrebăm reciproc. Ce s-a făcut până acum? Și eu vă întreb. 30 de ani de zile. S-a vorbit despre stânga și dreapta. S-a vorbit despre tancuri și 30.000 de sirieni. S-a vorbit despre tot ce vreți. Dar cine a vorbit despre prezentul și viitorul acestei țări? Copiii. Noi avem 3 cele mai prețioase lucruri pentru oricare țară. Asta sunt oamenii,
Asta este pământul și asta este aerul nostru. În ultimii 4 ani, natalitatea copiilor a crescut cu 12.000. A scăzut cu 12.000. În fiecare an, natalitatea scade cu 3.000 de copii în Republica Moldova. Fiecare al patrulea copil trăiește sub pragul sărăciei. Cine vorbește despre faptul că 50% din copiii noștri sunt supuși violenței fizice sau verbale acasă? Nimeni. Eu cred că în Moldova, educația în Moldova se confruntă cu o serie de probleme grave în ceea ce ține anume de educația copiilor noștri. Noi avem una dintre cele mai mici rate de acces a copiilor la educația timpurie. Mă refer aici la 0-3 ani din Uniunea Europeană. Și aici noi ne propunem să construim grădinițe creșă nu doar în municipiul Chișinău, așa cum am făcut-o, dar pe toată țara, ca să asigurăm copiilor de creșă o infrastructură necesară și părinților timp și libertate ca să muncească. Noi avem 12 miliarde de lei în bugetul național pentru educație. Și pe lângă 12 miliarde de lei în buget pentru educație, noi avem 1 miliard care se colectează din taxe. Și noi vrem ca banii respectivi să ajungă la copil și la cadrele didactice. Noi vrem ca banii să urmeze copilul, să fie distribuiți așa încât să fie suficient pentru sistem. 20% din tineri nu ajung să termine studiile superioare. Sper undeva pe drum. Elevii trebuie să aibă acces la infrastructură și noi am vorbit despre discrepanța enormă care este dintre orașe și sate. Noi trebuie să construim bazine, noi trebuie să oferim activități și facilități extrașcolare copiilor ca să dezvolte abilitățile, fie de comunicare, fie de dezbatere, fie de desen, de orice fel, pentru că, repet, noi vom fi vocea copiilor în Parlament și noi la toți copiii trebuie să le oferim șanse și oportunități egale. Lucrurile sunt simple. Noi vom investi în educație, în sănătate, în mediu, în justiție, din perspectiva părinților și a copiilor. Să combatem lipsa accesului la educație, să combatem violența în familie, să combatem fenomenul taxilor, să combatem lipsa serviciilor de calitate în sănătate. Și vom investi în lucruri care într-adevăr contează. Pentru că nimic nu contează mai mult pentru noi ca copiii. Noi nu vom uita cu siguranță nici de agricultori. Noi ne dorim o clasă de mijloc în agricultură. Eu cred că miliardele de lei care se duc în subvenții pentru agricultorii care de 10 de ani stau pe scheme în agricultură trebuie oprite. Trebuie să-i ajutăm pe cei care într-adevăr au nevoie de subvenții în agricultură ca să se dezvolte. Noi avem nevoie de producători mici. Noi avem nevoie să dezvoltăm clasa de mijloc în agricultură. Și iarăși, din perspectiva aerului, oamenilor și pământului. Noi știm cum. Și eu vreau să vă asigur că din toți cei prezenți astăzi, 51 de participanți, de colegi care sunt pe listele electorale a Partidului Puterea Oamenilor, fiecare din noi are în spate 10.000 de ore lucrate într-un domeniu sau altul. Și suntem cei mai buni în ceea ce facem. Cei mai buni studenți, cei mai buni avocați, cei mai buni medici pediatri, cei mai buni ingineri, cei mai buni consultanți în administrație publică. Noi știm că noi putem să facem, să schimbăm lucrurile pentru țară. Și noi pornim cu motoul că noi să fim vocea copiilor în Parlament, să fie auzită vocea copiilor în Parlament și lucrurile se schimbă din perspectiva de a schimba soarta și destine. Atunci când tu știi exact ce contează pentru tine. Și noi nu vom dezbina, noi nu vom veni cu mesaje de ură, noi vom construi, așa cum am construit noi până acum. Eu vă mulțumesc foarte mult. Lângă voi a fost elevul Ruslan Codreanu. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, eu ofer cuvântul elevului Mihai Stratulat, cel mai bun pediatru din Republica Moldova. Mihai, te rog. Da, mă auziți? Bună ziua! Da, elevul Mihai Stratulat, prezent astăzi la lecții. Eu o să continui gândul care l-a început Ruslan Codreanu. Noi suntem, într-adevăr, o echipă
tânără din punct de vedere politic, da, un partid tânăr cu experiență mică, experiență politică mică, însă acest partid este format de oameni simpli, oameni onești, oameni care au o experiență în ceea ce fac, o experiență destul de mare. Eu sunt medic, medic pediatru, neonatolog de profesie, am o experiență de mai mult de 10 ani în activitatea medicală. Am activat în diferite structuri, atât de stat cât și private. Am vizitat foarte multe țări din lume. Am avut chiar și cursuri de instruire în management sau în sănătate publică, mai recent în Statele Unite și mai recent este în Japonia. Am văzut cum lucrează sistemul medical acolo, care este atitudinea guvernanților față de sănătate. Și dacă îmi permiteți să fac o asociere a sistemului nostru medical cu un pacient bolnav care a venit la spital să se trateze, dar din păcate de 30 de ani tot tratându-se a ajuns aproape în comă și dacă noi în scurt timp nu o să încercăm totuși să reanimăm acest pacient, riscăm ca pacientul să moară, așa cum glumim noi, așa, umor medical, să moară pe patul spitalului, da? Ceea ce este foarte tragic. Cam asta este situația în Republica Moldova cu sistemul nostru medical. Dacă în municipiul Chișinău încă avem spitale și pacienții au acces la o medicină cât de calitate, în regiunile Republicii este jale. Avem spitale care riscă și ele să moară pe patul spitalului, da? Ca și sistemul nostru medical. Avem spitale raionale care, din cauza că sunt multe, iar bani în bugetul de stat este puțin și s-a investit în aceste spitale, sunt spitale care n-au avut o reparație de mulți ani, au un echipament medical destul de învechit, deja mai nou, nu au medici. Da? Noi pierdem resurse umane în sistemul medical. De aceea, așa cum a zis și Ruslan, noi nu venim să dezbinăm, noi venim, fiecare din noi vine să pună umor acolo unde se pricepe mai bine. Și asta ar fi scopul meu. Da, mă auziți? Da. Acum sper că mă auziți. Scopul, în general, a reformei pe care ne propunem noi ca partid este, în primul rând, să creștem calitatea serviciilor medicale. Un alt scop este îmbunătățirea condițiilor de muncă a personalului medical și, cel mai important, cred că un scop este îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale, a populației din diferite regiuni ale țării, către serviciile medicale de calitate. Așa cum am spus, sistemul medical este format din trei piloni de bază. Este asistența medicală spitalicească, este asistența medicală urgentă și este asistența medicală primară. Noi ne-am propus să încercăm să schimbăm și să îmbunătățim câtuși de puțin toate aceste trei, toți acești trei piloni. Și o să încep, cred că cel mai important pilon este asistența medicală spitalicească și aici noi ne propunem să regionalizăm spitalele existente. Regionalizarea nu înseamnă nici de cum, pentru că s-a discutat foarte mult și înainte, închiderea spitalelor, nu. Regionalizarea înseamnă reorganizarea și restructurarea spitalelor existente. Regionalizarea presupune divizarea spitalelor sau împărțirea spitalelor pe diferite niveluri, da? Nivelul 1 care vor reprezenta spitalele raionale. Ne propunem să creăm două spitale regionale de nivel 2 la nordul și sudul Republicii. Aici vom reorganiza spitalul din Vâlt și spitalul din Cahul și vom avea câteva spitale de nivel 3, spitale republicane. Regionalizarea se va realiza conform repartizării demografice a populației. Noi cunoaștem că repartizarea demografică, profilul demografic, profilul epidemiologic, da? Epidemiologic presupune maladiile, este în schimbare în Republica Moldova și noi trebuie să luăm aceste două profiluri și să le punem la baza reorganizării tuturor spitalelor. Investițiile în infrastructura medicală, în resursele umane și în
investițiile tehnice se vor realiza în baza nivelului acestor spitale. Tot aici noi vom elabora protocoale noi de internare, de transport și de transfer interspitalicesc. Cum am zis, în baza fiecărui spital noi trebuie să fortificăm asistența medicală de urgentă, la fel prin investiții tehnice, prin investiții de resurse umane și investiții în infrastructura medicală. Foarte bine cunoaștem că în Republica Moldova, din cauza mediului ambient, au început să crească numărul maladiilor care au o rată de morbiditate și mortalitate înaltă. Din cauza că sistemul medical este așa cum este, aceste maladii, din păcate, sunt diagnosticate tardiv și astfel mulți pacienți ajung, din păcate, să nu mai reușească să se trateze. De aceea noi, ca partid, ne propunem în mod obligatoriu să introducem programe naționale de prevenire și profilaxie a maladiilor cu rata morbidității și mortalității crescute. Aici mă refer la maladii care toți le cunoaștem, cum este cancerul, cum este diabetul zahărat, cum este hipertensiune arterială. Aici este și tuberculoza și maladiile HIV-SIDA, transmitere HIV-SIDA. Din păcate, și cred că cunoașteți și voi foarte multe cazuri, când aceste maladii, din cauza că au fost diagnosticate tardiv sau întâmplător, și tratamentul început tardiv a dus la sechele de sănătate destul de mari sau chiar în unele cazuri, sau în majoritatea cazurilor a dus la deces. Noi ne propunem să fortificăm serviciul de asistență medicală primară și foarte multe din aceste maladii ar putea fi depistate destul de precoce prin investigații foarte simple. Și atunci, prin implementarea acestor programe, noi am putea, la nivelul centrului medicilor de familie, să depistăm destul de precoce aceste maladii și astfel să avem grijă de populația, de părinții și de bunii noștri care vor ajunge să-și vadă strănepoți. Reforma medicinii primare, la reforma medicinii primare, la fel ne propunem să reintroducem postul de moașă și de pediatru în cadrul medicilor de familie, să venim în ajutorul medicului de familie în supravegherea gravidilor. Astfel, noi vom îmbunătăți considerabil calitatea asistenței medicale acordate mamei și copilului. O problemă majoră în Republica Moldova în sistemul nostru medical este politizarea medicinii. Noi ne propunem să o depolitizăm. Cu toți cunoaștem că numirea în funcție a multor manageri de instituții medicale sau diferitor agenții are loc pe criterii politici sau pe criterii financiare. Criteriul profesionalismului sau capacitatea managerială a viitorilor directori nu este pusă deloc ca bază. Și atunci acești manageri de spitale sau de agenții ajung la un moment dat să le piese cum ar putea ei prin diferite căi să-și reîntoarcă acele investiții care le-au realizat când au fost numiți în funcție și mai puțin își bat capul de a dezvolta acele instituții în fruntea cărora au fost numiți. Deci depolitizarea medicinii este un punct important în reforma noastră medicală. Și acum, la sfârșit, o să las câteva puncte care sunt destul de aproape mie. Aici am să vorbesc despre sistemul pediatric și despre sistemul în domeniul protecției sănătății mamei și a copilului. La fel, împreună cu regionalizarea spitalelor pentru adulți, noi vrem să deschidem două spitale regionale la Bălți și la Cahul, spitale pediatrice, să investim în infrastructura medicală, să fortificăm resurse umane, și să elaborăm la fel protocoale de internare, protocoale de transport și de transfer intraspitalicesc. Noi cunoaștem că în raioanele Republicii părinții nu au unde să adresa atunci când apare o problemă de sănătate la copii. Mulți sunt obligați să vină la Chișinău pentru a obține o diagnoză și un tratament corect. Noi ne propunem să decentralizăm acest serviciu, astfel ca cetățenii noștri din diferite regiuni să poată să aibă un acces mai aproape de casa lor, un acces la o medicină de calitate.
Ne propunem în spitale în care spitale cu profil pediatric să instituim așa numitele secții de supraveghere a copiilor cu o perioadă maximă de admitere de 3 zile pentru supravegherea copiilor în perioada de stabilire a diagnosticului, ceea ce va reduce semnificativ internarea neargumentată pe o perioadă îndelungată și diagnosticarea eronată a acestor copii. Noi cunoaștem că avem spitale cu multe paturi, care au fost construite pe timpul Uniunii Sovietice, aceste, din păcate, populația Republicii Moldova s-a redus, inclusiv din ca factor este migrația, însă numărul de paturi a rămas același și acum spitalele sunt nevoite să interneze toți pacienții care se adresează către spital, sunt nevoiți să pună tot felul de diagnoze, astfel ca să obțină un profit mai mare de la CNAM. Prin instituirea acestor secții, noi vom reduce numărul de spitalizări și durata spitalizării a copiilor. Vrem să instituim în cadrul centrului de medicină de familie, a secțiilor specializate de îngrijire și supraveghere anti- și postnatală a mamei și a copilului și, nu în ultimul rând, să fortificăm serviciul de asistență medicală neonatală. Acest serviciu, din păcate, toate investițiile care au avut loc în acest serviciu deja sunt cu o vechime de mai mult de 10 ani și au fost realizate doar prin proiecte internaționale și nu există o continuitate din partea statului a acelor investiții. De ce un program elaborat ce ține de continuitatea investițiilor într-un domeniu sau altul, noi o să o punem ca bază în reforma noastră medicală. Așa, pe scurt, am punctat unele probleme pe care noi vrem să le rezolvăm în sistemul nostru medical. Sper că am fost înțeles și cred că echipa pe care noi o avem, pe care noi am format-o, împreună o să reușim să obținem multe din ceea ce ne-am propus, ca într-un final, într-adevăr, să avem cetățenii sănătoși, să avem părinți și bunei sănătoși, să avem copii care cresc sănătos și, într-un final, să avem o societate sănătoasă care o să ducă la dezvoltarea întregii țări. Eu vă mulțumesc, Ruslan. Domnul Mihai, mulțumesc foarte mult, ai pregătit tema pe acasă foarte bine. O să vedem ce notă o să-ți spun învățătorii. Acum, cu permisiunea voastră, eu ofer cuvânt elevii Ala Bulgaru. Ala, te rog. Așa, elevul Ala Bulgaru nu prea a sfârșit exploatarea Zoom-ului. Bună ziua, stimați colegi, onorată audiență, sunt extrem de mândră că mi s-a oferit oportunitatea să reprezint frumoasa noastră informațiune de oameni corecți și onești, puterea oamenilor. Ce pot să zic, ieri în agonia emoțiilor de am pregătit un discurs, am decis să deschid lansările altor partide și de fapt am realizat că nimic nou, aceleași promisiuni populiste, pensii, salarii, combaterea corupției, da, toate sunt bune și frumoase, dar noi realizăm în timp că politicienii vin cu aceleași promisiuni și pleacă cu ele nerealizându-le și cetățenii, de fapt, rămân dezamăgiți, într-atât de dezamăgiți față de clasa politică, că în prezent atestăm o indiferență, practic, a 50% din populația Moldovei față de aspectele politice și față de exprimarea opiniei sale de cetățean la alegeri. Eu vin din societatea civilă și până în prezent nu am avut nicio tangență cu politica și de fapt parcă nici nu am dorit mult să intru în politică, însă cumva aliniindu-mă lângă o echipă frumoasă, acordând susținerea domnului Codreanu, cumva am fost luată de val, acum valul mă duce și înțeleg. Înțeleg că mi-am asumat o responsabilitate, un angajament și trebuie să mă implic. Fiindcă dacă nu ne implicăm noi, oameni cinstiți și onești, atunci
vin în politic oameni nedemni de a fi politicieni și de a reprezenta societatea noastră. Eu zic că ajunge. Ajunge, e vremea oamenilor buni, onești și cinstiți, profesioniști în domeniile sale, care au câștigat încrederea oamenilor și se bucură de o reputație bună. Personal, ca expert judiciar, în experiența mea, mă confrunt cu și realizez un fenomen cumva dramatic pentru societatea noastră, că noi creștem niște copii cumva dezamăgiți în sistemele noastre de lucruri. Copiii cresc și fiind deja atingând maturitatea, toți se gândesc să plece peste hotare, fiindcă nimeni nu vede viitor. Toată această dezamăgire se datorează clasei politice. De aceea consider că cumva obiectivul partidului Puterea Oamenilor este unul foarte corect, axarea tuturor priorităților pe copii este foarte importantă. Copiii sunt cei care este viitorul țării noastre, ei ne asigură speranța și pe ei trebuie să reținem acasă. Noi în prezent constatăm de asemenea în societate un fenomen un fenomen nefast, da, pentru societatea noastră, delincvența juvenilă, precum și atestăm și creșterea vulnerabilității la copii. Toate acestea eu consider că se dezvoltă din cauza ignoranței societății. Societatea noastră nu este educată civic, iar educația civică copiii trebuie să o primească din școli. Și deși sunt lecții de educație civică, din experiența copilului meu, eu cunosc că la lecții de educație civică se făceau lecții de chimie, de matematică și nu de educație civică, ceea ce pe mine de fapt mă indigna. Doar crescând copiii educați civic, noi putem avea o societate sănătoasă. De aceea, prioritatea mea ca politician este să investim toate eforturile în educarea civică a copiilor, în fortificarea serviciilor psihologice în școli, pentru monitorizarea copiilor cu tendințe delinvente, pentru monitorizarea familiilor vulnerabile, da, unde copiii sunt foarte vulnerabile în fața violenței în familie, violenții fizice, verbale, după cum a susținut domnul Codreanu. De aceea consider că mesajul nostru în fața societății, că noi trebuie să investim în educație și să investim în copiii noștri, este unul corect, care va fi apreciat de societate. În acest context, eu vreau să invit electoratul dezamăgit și indecis să acorde votul de încredere în Partidului Puterea Oamenilor. Un partid cu oameni buni, onești, care se vor strădui să nu dezamăgească. Vreau să mai zic încă o chestie. Am început discursul cu, am văzut în lansarea partidelor, multe promisiuni populiste. Eu, ca viitor politician, n-am să fac promisiuni populiste. Eu vreau să zic și să promit că voi fi o persoană corectă, cu verticalitate, care va combate, va refuza orice tentații de corupție și se va lupta cu corupția în Parlament, se va lupta ca să nu fie promovate legi care servesc interese de cartel. Și vreau să cred că și colegii mei la fel își vor asuma astfel de angajamente. Eu sunt mai laconic în vorbire, da, în discursuri,
și prefer mai mult să mă manifest prin fapte. De aceea eu am să vă mulțumesc și mă scuzați pentru emoții, că nu prea am experiență în discursuri și am să ofer cu plăcere, nu știu, cuiva, altcuiva estafeta de a vorbi mai departe. Eleva bulgaroala, sper să aibă măcar nota 8 la discursul respectiv. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte frumos, Ala, și tare mă bucur că te-a luat valul și valul te duce în direcția corectă, așa cum ne duce pe noi toți, în direcția copiilor și rezolvării problemelor copiilor. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, eu ofer cuvântul celui mai bun student, unul din liderii noștri, unul din pilonii noștri, unul din vocea noastră, domnul Petru Socolan, vă rog. Onorată asistență, bună ziua, vă salut dintr-o aulă universitară și așa cum ne-am deprins noi studenții, deja avem un ritual înainte de a intra pe Zoom, sunt niște întrebări cheie. Eu sper că mă vedeți, eu sper că mă auziți și eu sunt prezent astăzi la ore. Dar dacă e serios, eu sunt foarte bucuros că noi facem acest eveniment astăzi online și că noi suntem solidari cu toți copiii și toți tinerii care au pierdut un an pe online. Și spun au pierdut un an pentru că pot să afirm că studiile pe online nu sunt studii și vă spun din experiența mea proprie. Mă numesc Socolan Petru, am 21 de ani, sunt student, sunt licențiat în științe administrative și am decis să rămân în Republica Moldova. Am decis să învăț, să trăiesc, să muncesc și să creez o familie minunată aici, acasă, alături de neamul meu. De ce puterea oamenilor? Cred că este o întrebare foarte simplă. Fiind student împreună cu colegii mei de nenumărate ori am vorbit despre problemele noastre. Noi am vorbit despre faptul că curriculumul educațional este învechit și trebuie modificat. Noi am vorbit despre calitatea proastă în educație la nivel studiilor superioare. Noi am vorbit la fel despre studiile online și noi am fost cei care am spus că studiile pe regim offline puteau fi reluate chiar și din luna septembrie, pentru că nimeni nu cunoaște mai bine sistemul educațional decât o cunosc studenții, pentru că noi, studenții, în fiecare an mergem în sute de instituții educaționale din țară, în sute de licee, pentru că facem promovare la universități și noi am văzut sute de licee și știm care este situația. Noi am văzut licee începând cu 15 copii și ne sunt cu 60 de copii. În acele instituții educaționale sistemul putea fi reluat pe offline, însă noi n-am fost auziți. La fel, noi nu am fost auziți atunci când noi ne-am pronunțat dezacordul cu decizia Ministerului Educației de a suspenda olimpiezele, pentru că o olimpiadă este o șansă pentru un copil, o șansă să primești o bursă, o șansă să primești un loc la buget la Universitatea de Republica Moldova și este un motiv bun de a rămâne acasă. Dar iarăși copiii au fost lizați de această șansă. Și noi atunci am decis să ne unim, am decis să ne consolidăm și să creăm împreună această echipă frumoasă, echipa Puterea Oamenilor. Pentru noi, studenții și tinerii, puterea oamenilor nu este doar un partid politic. Puterea oamenilor pentru noi este o platformă. O platformă sigură, liberă, pe care noi suntem toți egali. O platformă de pe care noi precis vom fi văzuți și auziți. Noi, studenții, venim în acest parlament pentru că deja am obosit. Noi suntem foarte obosiți de aceste promisiuni goale. Noi suntem obosiți de vorbele astea de sus, jos, dreapta, stânga, centru, tancuri, tabureți, baricade, lupta cu cosmosul. Noi deja suntem obosiți. Noi venim în acest parlament ca să aducem pe agenda politică problemele reale ale tinerilor și ale studenților acestei țări. Și noi, tinerii din Partidul Politic Puterea Oamenilor, vrem să fim vocea studenților în acest parlament. Dar noi vom putea reuși să facem acest lucru doar împreună. Și eu vin cu un apel către toți tinerii din Republica Moldova, care au fost la fel ca și noi. Dacă vedeți că aveți o idee, dar nu sunteți văzuți, nu sunteți auziți, eu vă invit să faceți parte împreună cu noi din echipa noastră frumoasă Puterea Oamenilor și împreună noi vom putea face politica altfel. Noi vom face așa, ca politica nu va fi ceea ce este, dar va fi ceea ce trebuie. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și domnul președinte, a partidului vă iau cuvântul. Eu vă mulțumesc foarte mult
Da, domnul, da, elevul stratulat. Da, elev, vă rog. Da. Mi-am adus aminte cum să fii la școală. Eu, rapid, cumva, tot pe fond de emoții, mi-am pregătit așa discursul, dacă v-ați observat așa mai mult tehnic. Așa se mai întâmplă la doctor, când nu știi ce limbaj să vorbești, pe limbajul pacientului sau pe limbajul doctorilor. Suntem cumva întotdeauna împărțiți între aceste două limbaje. Și discursul meu, într-adevăr, a fost mai mult tehnic, emoțiile m-au copleșit și am uitat ceea ce eu vorbesc în fiecare zi și le spun tuturor părinților în fiecare zi. Așa cum am luptat eu până acum pentru drepturile fundamentale ale copiilor noștri, sănătate, educație, asta îmi propun să o fac și în următorul, și în Parlamentul Republicii Moldova. Nu știu cum s-a luat impresia că cel care ar trebui să fie vocea copiilor în Parlamentul Republicii Moldova a uitat să zică despre asta. Deci eu vreau să, pe această cale să spun că, într-adevăr, vreau să reprezint copiii în Parlamentul Republicii, să le reprezint interesele, să le apăr drepturile a copiilor, a părinților, pentru că asta am văzut noi că nu se întâmplă în Parlamentul Republicii Moldova. Indien pe această cale toți părinții care o să ne vadă sau o să ne audă să facă o alegere, să ne aleagă și astfel să aibă posibilitatea cineva să-i reprezinte în Parlamentul Republicii Moldova. Mulțumesc, mă scuzați de intervenție. Și eu mulțumesc. Vă opriți microfonul. Așa. Colegi, eu vă mulțumesc foarte mult. Eu iarăși, cumva, ascultându-vă discursurile și când vă văd emoțiile astea sincere, simple, era cât pe ce să verse o lacrimă, tare, tare frumoși sunteți și nu decât ne onorați pe noi, toată echipa, cei 51 de oameni care suntem aici, realizăm că da, noi suntem tare diferiți, da, noi suntem tare sinceri, noi suntem tare simpli, dar noi suntem o forță. O forță suntem împreună, fiecare acolo unde este el. Și eu cred că dacă fiecare din cei 51 de colegi care sunt acum aici, 51 de parlamentari, 51 de oameni care îi doare sufletul pentru tot ce s-a întâmplat, ar vorbi, concluzia ar fi una. Mai puține vorbe, mai mult lucru și despre noi vorbește experiența noastră. Experiența de peste 10.000 de ori de lucrate în fiecare domeniu. Experiență pentru oameni, experiență pentru țară, experiență pentru o comunitate, experiență pentru un domeniu. Și de asta noi suntem cei mai buni în ceea ce suntem și de asta noi vom continua să muncim așa cum am făcut-o și până acum. Doar că mai consolidat, mai uniți și mai buni. Eleva Irina Revin vrea să ne spună ceva, cred că a învățat o poezie. Irina? Bună ziua! Eu până la urmă nu eram sigură că voi interveni pentru că sunt în spațiu public. Probabil nu prea bine mă aud. Spuneți dacă Eleva Irina Revin se aude bine. Bună ziua tuturor, bună ziua colegi, bună ziua mass media, reprezentanții din mass media, și mulțumesc mult că mi-ați acordat această atenție. Vă salut și vă vin cu mulțumit pentru faptul că totuși această campanie electorală noi ne-am unit într-o forță foarte frumoasă, într-o forță un pic care diferă de celelalte forțe politice. Suntem la început de drum, suntem elevi, dar în același moment, probabil, asta ne face pe noi un pic diferiți și diferiți în sens foarte fain a cuvântului. Noi nu suntem oameni care am făcut politică, noi suntem oameni care am făcut viață, noi suntem oameni care am făcut schimbare în domeniile sale, noi suntem oameni care am încurajat o mișcare, am încercat să lucrăm oameni care sunt alături. Noi suntem cei care, pur și simplu, am muncit. Și n-am evadat din această țară, chiar în perioadele care au fost foarte, foarte bine pentru ea și pentru noi, probabil. Eu aș vrea să menționez un fapt foarte important de ce eu am aderat la acest partid. E unicul partid la care eu am aderat oficial, chiar dacă ne fiind membră, dar am
am salutat această invitație de a fi pe lista de suportiv, pentru că pentru mine, ca o femeie antreprenoare care vine din domeniul IT, este foarte important domeniul inovațiilor și restructurizării inovative a administrației publice. Pentru mine este foarte important ca procesele administrative a statului să treacă pentru un moment de inovație și un moment de includere a sistemelor IT sau a sistemelor digitale care ne-ar oferi un salt fenomenal. Pentru mine este foarte important că în cadrul acestui partid combaterea corupției este nu doar un slogan, dar este și un program care presupune că pentru a combate fenomenul corupției este necesar cumva limitarea circulației cash-ului. Adică tot pentru sistem de decizionare și pentru un sistem de introducere, de promovare a plăților online sau transferilor, noi reducem și corupția. În context dat, pentru mine este foarte important să valorificăm tot potențialul care au tinerii noștri copii. Pentru că eu vă spun că noi avem tineri fenomenali, mai ales care se implică în domeniul IT, în artă, în muzică. Sunt băieți și fete minunați și talentați care vor și pot face această schimbare pentru această țară. Noi, pur și simplu, noi, un pic de tot să încurajăm și susținem acești 4 ani în Parlament, că apoi vin și vor face treaba singură. Ei au nevoie de a crede că schimbarea va fi, că e posibil aici. Și asta este probabil pentru mine scopul principal. Să demonstrăm acești copii care sunt viitorul nostru că schimbarea este posibilă și vine de la ei. Mulțumesc mult și vreau să spun pentru toți. Irina, și eu îți mulțumesc și noi îți mulțumim toți. Tare mi-a plăcut vorba ta că noi suntem oamenii care facem viață. Și eu mai mult sunt ca sigur că noi toți, individual, și noi toți ca și echipă, nu intrăm în canoanele imaginii politicienilor din Moldova. Noi, de fapt, am fost acolo, noi suntem și noi vom fi alături de oameni și noi credem în libertatea fiecărui om, noi credem în comunități, noi credem că comunitățile pot fi unite, noi credem că cel mai bine problemele pot fi rezolvate de la firul ierbii, noi credem că cel mai bine problema poate să o rezolve un specialist din domeniu care are oameni în spate, corecți, simpli și sinceri. Eu vă mulțumesc tare mult, foarte bine v-ați pregătit cu temele de acasă, chiar dacă au fost și exprompturi, și acum să vedem ce o să ne zică învățătorii. Dragi colegi din mass media, noi suntem la dispoziția noastră dacă aveți întrebări. Așa, bănuiesc că eu nu văd exact dacă sunt cineva colegi din mass media prezenți. Dar noi am avut și transmisiunea live și atunci apreciere o să ne dea oamenii pentru care noi intrăm să muncim. Așa că eu vă mulțumesc foarte mult. Noi ne-am ținut de planul nostru de 45 de minute. Vă mulțumesc și îmi cer scuze de la cei care conferința i-a prins în lucru, la birouri, în instanța de judecată, în grădiniță cu copii, în drum spre un depozit. Vă mulțumesc că sunteți toți minunați și m-ați onorat și astăzi încă o dată să fiu colegul vostru, să fiu membru a echipei noastre. Mă închin și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Lupta abia începe. Vă cuprind pe toți!